obiective aici la Cluj, ai reușit să și câștigi această etapă într-o confruntare a zecime de secundă cu Bogdan Marișca. Ce ți-ai propus pentru acest an? Într-adevăr, un raliu foarte frumos. Probele speciale de aici ne plac extrem de mult. Ne bucurăm să vedem alături de noi un public numeros. Suntem siguri că vor fi prezenți și la probele speciale. Le mulțumim pentru susținere și ne bucurăm că am revenit în competiție după absența de la Tulcea. Ne gândim la un loc cât mai bun, să plecăm de la Cluj duminică cu, de ce nu, a doua poziție în clasamentul general pe care am pierdut. Succes echipajului Valentin Borcișteanu, Dan Dobre, Mitsubishi Lancer Evo 10 R4, membrii ai timpului BCR Leasing. Rădăcinile într-un automobil de serie.